Bun găsit! Spunem ce gândim astăzi sau uh, suntem creativi și aplicăm soluțiile pe care le gândim. Pentru berbeci, uh, bucurie, ingeniozitate și umor. Multe lucruri se rezolvă așa. Altora le e timpul mai mult la vacanță și sunt într-o permanentă recreație. Pentru tauri, uh, foarte bună concentrare astăzi, idei foarte practice, știu ce au de făcut cu banii, o parte din ei vor merge către casă. Pentru gemeni, uh, idei foarte istețe se descurcă din orice situație și uh, foarte bună activitate cu actele astăzi. Fie obțin niște aprobări, fie au ei niște soluții. Pentru raci, uh, banii sunt vizați astăzi, ori descoperă niște bani uh, ascunși pe undeva de care au uitat, ori se întorc de pe unde i-au dat spor financiar. Pentru lei, uh, ziua poate aduce, mai ales în prima parte a zilei, idei bune, discuții bune și întrevăd viitorul unei situații sau a unei colaborări. Pentru fecioare este o zi mai calmă și mai pașnică, uh, poate chiar nu acționează, iau hotărârea de a nu se implica, de a nu se băga, de a nu coopera sau de a nu fi alături de persoană în legătură cu care au îndoieri sau lucrurile nu sunt clare juridic. Pentru balanțe, uh, o zi a prieteniei sau a socializării sunt foarte destinse și degajate, își fac bucurii, dar mai ales alături de persoanele pe care le iubesc. Pentru scorpioni muncă multă autoritate, spor în tot, toate lucrurile pe care le fac, dar mai ales în a doua jumătate a zilei. E posibil să se confrunte cu cineva sau să știe că fac lucruri care nu convin cuiva. Pentru săgetători, după prânz, în a doua jumătate a zilei pot exista ciocniri cu o persoană de la lucru, care fie nu-și face treaba, fie nu o face așa cum vor săgetătorii. Rămâne de văzut de partea cu ei dreptatea să discută mult despre dreptate, drepturi și adevăr. Pentru Capricorni, ziua începe foarte bine, spiritul de echipă este subliniat, trebuie să fie un pic mai indulgenți cu cei din jur. Rămâne de văzut dacă și după amiază reușesc aceeași performanță risc de discuții și ciocniri. Pentru vărsători, uh, munca astăzi uh, trebuie să aplice niște soluții, niște idei, să se mobilizeze. E destul de obositor pentru ei, mai ales dacă trebuie să și recupereze un timp pierdut, se resimt după amiază. Peștii muncesc mult, singuri și poate tocmai de aceea își epuizează bateriile după amiază. E bine să încheie munca mai devreme pentru a se putea relaxa. Atenție la sănătatea astăzi. O zi care subliniază ingeniozitatea și creativitatea.